De-a lungul timpului, după cum foarte bine știm, echipele din Superliga României nu prea erau obișnuite cu folosirea jucătorilor tineri. Așa că astăzi, în FIFA 2023, am alcătuit cea mai bătrână echipă din România și am supus la două teste foarte importante. Superliga României și cupele europene. Hai să dăm drumul la Let's Go! Chiar dacă este obișnuit să promovezi doar jucători tineri, astăzi Gică Hagi va antrena echipa bătrânilor. Să vedem dacă știe Hagi să lucreze și cu bătrânii. Hai să vedem echipa. Aceasta este echipa care prin experiența ei senzațională va câștiga atât Champions League-ul cât și Superliga României. Vârstele jucătorilor vor fi puțin modificate pentru că atunci când editez echipele mai bine spus, le apar vârstele adevărate, iar când începe o nouă salvare, jucătorii pot să fie mai tineri cu un an, dar nu este mare problemă, așa că haideți să vedem. Arlauskis în poartă, 34, când îl editez are 35, Moraes 35, Săpunaru 38, Larie 35, Patache 34, Hoban 39, care atunci când îl editez are 40 de ani, Takayuki Seto 36, Nistor 34, Kipciu 33, care când îl editez are 34, asta este, Mihai Roman 37, iar pe dreapta Ciprian Dac 36, rezerve, Chieseru 35, Nemeț 36, când îl editez din nou are 37, Aganovic 34, Budescu 33, Stoica 34, Mitrea 34 și Bălrădean 34, care când îi editez au 35 fiecare. Asta este jocul. Haideți să vă arăt și grupa de Champions League, pentru că în acest test nu vom mai testa Conference League-ul, pentru că experiența își pune cuvântul, și vom testa UEFA Champions League. Hai să vedem grupa. Aceasta este grupa noastră de Champions League. Am înlocuit FCSB cu Dinamo Zagreb, de fapt invers, Dinamo Zagreb cu FCSB, și suntem în grupă cu Milan, Chelsea și Salzburg. În rest, grupele sunt cele oficiale din sezonul recent încheiat și bineînțeles că suntem în Superliga României și Cupa României. Haideți să simulăm până la jumătatea sezonului, pe 31 ianuarie, să vedem dacă experiența bătrânilor noștri pot face față la un nivel foarte, foarte înalt. Let's go! Să vedeți, de nu mă dă pe mine afară Nea Gigi la jumătatea sezonului că mă bate Mioveni. Nu mai zic. Iată, ne ajungi pe 31 ianuarie. Haideți să vedem ce au făcut moșii noștri. Se pare că în Superliga bătrânii noștri prin experiența lor au dominat absolut tot în Superliga. 18 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere, 58 de puncte. După care aceștia sunt urmați de Rapid, CFR, Sepsi, FC Argeș și FC Botoșani. Diferență de 16 puncte între primul și al doilea loc. Senzațional, nu mă așteptam. Se pare că experiența bătrân... Ești prost, pică casa peste mine, ești nebun. LOL! Se pare că din acest motiv, Superliga noastră nu prea a avut parte de jucători tineri și echipele nu prea au folosit jucători tineri până acum. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Cupa României. Suntem în semifinale cu Farul, iar cealaltă semifinală este FC Petrolul cu Craiova lui Mititelu. 3-0 în prima rundă, 2-1 cu Sepsi și acum suntem în semifinale foarte, foarte, foarte bine. În campionat și în cupă totul merge ceas. Haideți să vedem și în Champions care este faza. Nu am trecut mai departe, din păcate nu am trecut mai departe. Bă, ce am făcut, mă? Ia uite, bă, și bătut 5-0. Am terminat pe ultimul loc, din păcate, în Champions League cu 4 puncte, după care Salzburg a avut 6 puncte. Am fost atât de aproape încât să prindem Europa League-ul. Cu toate acestea am obținut o victorie și un egal, ceea ce este cât de cât decent. Jucătorii noștri care au minus 265 pace, dar se pare că aceștia au făcut o față cât de cât frumoasă în Champions. Văd aici o victorie cu Salzburg 3-1, foarte, foarte bine, foarte, foarte interesantă. Și 2-2 cu AC Milan în ultima etapă. Haideți să vedem și cum se prezintă jucătorii. După cum foarte bine vedem aici, au scăzut foarte, 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 foarte mult. Vedem pe Patache, care are 56 de la 61, Săpunaru 64, Hoban 60, Seto 59, Roman 58, Kipciu 63, Deac 66. Foarte, foarte mult s-a scăzut. Cred că din acest motiv nu am făcut nici față în Champions League. Deci așadar avem 1, 2, 3 jucători care sunt sub 60 OVR. Să sperăm că nu scad mai mulți jucători, pentru că este posibil să pierdem campionatul, ceea ce nu cred,
Nu știu, nu sper să nu se întâmple treaba asta. Bun, deci haide să simulăm până la sfârșitul sezonului, să vedem dacă bătrânii noștri pot capitula asupra titlului, să sperăm că nu scad mai mult în OVR încât să pierdă titlul. Sper să nu se întâmple treaba asta. Haide să vedem ce se întâmplă. 31 mai este aici, înainte să lăsăm lumea să plece în vacanță, să dea drumul la un mic, la un grătar, o ceafă de porc, o distracție din Costinești. Haide să vedem ce au făcut bătrânii noștri. Se pare că jocul din nou ne-a dat mare spoiler și am câștigat Cupa României aparent 1-0 cu Petrolul, dar hai să vedem dacă am reușit să câștigăm și campionatul. Și totul a rămas neschimbat ca și la jumătatea sezonului. Am reușit să câștigăm Superliga României, 6 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, 56 de puncte, după care Rapid și CFR completează play-off-ul cu 45, respectiv 44 de puncte, iar Farul, UTA și Craiova închid acest play-off. Haideți să vedem cine a picat în B, teoretic, Ucluj, din nou, bă, la fiecare test Ucluj pică în Liga 2, ce se întâmplă? Ucluj, Chindia, Hermannstadt și cu CS Mioveni care joacă barajul, FC Botoșani de pe locul 3 pe 31 ianuarie, dacă mă duc bine aminte, a ajuns să se bată la retrogradare în a doua parte a sezonului, la doar un punct de baraj, foarte, foarte aproape să face barajul pentru menținere. Bă, un test foarte, foarte interesant. Se pare că bătrânii noștri și-au pus amprenta pe Liga 1. Ne-au arătat deci de-a lungul timpului echipele din România nu prea s-au bazat pe tineri și au folosit mai mulți jucători cu experiență. Asta este din nou 2 titluri, Superliga și Cupa României în Champions League. Că a venit vorba de Champions League, hai să vedem cine a câștigat Champions League-ul, Conference League-ul și Europa League-ul. Bine că am pomenit că altfel uitam de tot. Champions League-ul este câștigat de către Bayern München, care au bătut 2-1 pe Atletico de Madrid. Semifinale, derbiul Madridului. În semifinale Madrid cu Madrid, Real cu Atletico și Ajax-ul care a ajuns în până în semifinal, dar au fost umiliți. Ma, wow, wow. 8-1 la general de către Bayern, mama mia. Și în sferturi, din nou, Real cu Barcelona. Se pare că numai derbiuri am avut în această simulare de Champions League. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Europa League. Arsenal câștigă 4-3 la penalti ori în fața celor de la Inter. Semifinal, Dinamo Kiev prinde semifinalele. Se pare că bătrânii își pun amprenta și în antrenorat. Dan Petrescu, Mircea Lucescu la 77 de ani antrenează în semifinale de Europa League. Conference League-ul, cine este câștigătoare? West Ham, ca și realitate, bate 2-1 pe AEK Athena. Alte echipe românești pe aici nu cred că s-a ajuns. Slabe șanse. Ucluj apare în joacă în grupa A din Conference League, așa se întâmplă. 0 puncte, 6 înfrângeri. FCU Craiova, care i-a luat locul FCSB-ului în Conference League, 6 puncte. Decent, foarte, foarte decent. Și cam atât pe aici. CFR-ul, am avut 3 echipe, wow, am avut 3 echipe în Conference League. CFR Cluj, 0 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri, un singur punct. Se vede că am luat bătrânii lui Dan Petrescu și nu a avut pe cine să bage în teren, ghinion, îmi pare rău. Dar cam asta a fost cu testul nostru de astăzi. Un test interesant, am reușit să câștigăm cât de cât 2 trofee, o față decentă în grupele Champions League cu jucători de 45 de ani, 85 de ani. Asta este, vă mulțumesc de vizionare, nu uitați de like, subscribe și toate cele, iar noi ne vedem data viitoare.